În perioada 22-24 octombrie, în conformitate cu planul de activități al exercițiului de benchmarking la nivelul operatorilor regionalei serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aferent anului 2016, Centrul de Excelență pentru Benchmarking al Asociației Române a Apei a organizat la Sinaia un seminar de evaluare a performanțelor serviciilor de apă și canalizare din România. Compania de apă OLT a fost reprezentată de Cristian Bircea, director de calitate mediu în cadrul operatorului. E un bun instrument de lucru pentru managementul fiecarei companii, pentru cei care lucrează în aceste companii. Arată tendințele în cadrul uh, serviciilor, arată nevoile de investiții, arată uh, care este situația din punct de vedere uh, legal, din punct de vedere al uh, implementării directivelor europene, în special în domeniul mediului, pentru că trebuie să recunoaștem aceste servicii au o foarte mare componentă de protecția mediului și lucrul ăsta trebuie adus la cunoștință opiniei publice. În cadrul seminarului au fost prezentate rezultatele analizei datelor la nivelul operatorilor regionali, studii de caz și implementarea planurilor de acțiune în domeniul instituțional și financiar, și bune practici identificate în activitatea curentă a operatorilor regionali. Se poate acționa în vederea menținerii unor servicii de calitate, unor servicii care să satisfacă cerințele cetățenilor și ceea ce este foarte important, asigurându-se un grad de suportabilitate din punct de vedere al costurilor, atât pentru operator cât și pentru cetățeni. La seminar au participat alături de echipele de benchmarking ale operatorilor regionali, reprezentanții ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ai Ministerului Apelor și Pădurilor și ai Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.